cinstiți socrimici, cinstiți nași, meseni, nuntași și voi toți împrejurați. Seama bine să mă luați și cuvântul din urmă mi-ascultați. La două, trei cuvinte ale noastre și vi le adresăm dumneavoastră. Când a făcut Dumnezeu pe strămoșul nostru Adam, cu oase din piatră, cu carne din lut, cu sânge din mare, cu frumusețe din soare, după chipul și asemănarea sfinției sale. Văzând Dumnezeu că nu-i bine, a lăsat singur pe om pe această lume adormindu-l, a luat o coastă din stânga sa, a lui adică, și a făcut-o pe strămoșa noastră Eva. Trezindu-se Adam din somn și văzându-o pe Eva lângă el, a strigat cu glas tare: Doamne, ce este aceasta? Iar Dumnezeu i-a răspuns: Nu te sperie, Adame, căci aceasta este carne din carnea ta, sânge din sângele tău, os din oasele tale. Și o să vă mulțiți ca păsările cerului, ca iarba pământului, ca nisipul mărilor, ca frunzele codrilor. Înseamnă că am treabă, nu bun. Ei bine, tot așa se întâmplă și acum, când și acești doi tineri, care stau acum cu capetele plecate, cu fețele rușinate, și cu zmerenie și plecăciune vă roagă să le dați iertăciune. Că certarea părinților întărește casa fiilor, iar blestemul părinților risipește casa copiilor. Cât îi vor fi greșit din copilărie până la această căsătorie? Căci dacă ai zidit o casă pe temelii de piatră, totul se sfărâmă din vârf și până în talpă. Și dacă ai zidit o casă pe temelii de lut, totul se sfărâmă din vârf și până la pământ. De aceea, cinstiți socrii mici, de la Dumnezeu urânduiți, fiii dumneavoastră vă roagă să vă îndurați, să iertați și să-i binecuvântați. Relele ce vi le-au făcut, să le uitați, căci ei sânul vi l-au subt și multe bucurii v-au făcut. Dar nici necazul nu v-au conjurat când din somn noaptea v-au sculat. Poate vă mai amintiți din al dumneavoastră feciorii, când pe vremea căsătorii, toți tatașii dumneavoastră părinți i-ați rugat și s-au îndurat și v-au binecuvântat cu pâine, cu sare, cu vorbe dulci de iertare, să vă fie casa mare și averea răditoare. Să le meargă la lor casă de dânși aleasă, din casă să nu iese decât cu fața curată și cu mintea luminată, și în casă să calci tot cu noroc și pace. Așa și dumneavoastră acum, când tinerii pornesc pe al lor drum, datoria nu vă uitați și greșelile fiilor să le iertați, din aceste tinereții până la adânci bătrâneții. Și cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să zic două cuvinte la acei doi tineri. Domnișoară mireasă, să nu te grăbești cu luatul, cum te-ai grăbit cu măritatul ca un măr dulci cu legatul. Părinții dumneitale ziceau și te sfătuiau să mai stai o leacă, fată. Dar dumneitale ai sărit în chișoare pe vatră și ai zis că nu mai rămâi fată. Dumneitale, dacă nu te măritai, poate astăzi te necai. Băiată. Într-o apă curgătoare, unde se scaldă broasca în chișoare și se zrâgă apa-i mare. Domnul Miri, se ține văstuita bine. Și dacă ți-o greșe vreodată, o sarută și o iartă. Nu trebuie să o altoiesc? Că-i minte copcilărească, nu poate să nu greșească. Cu gândul, cu cuvântul, cu fapta, de când lumea și pământul, ca așa la căsătorii, de când în lume se știe. De la Dumnezeu, amin, mie îmi dat o sticlă și două pare de vin, de la cinstita mireasă, o batistă frumoasă, iar de la Nunul cel Mare, 2 milioane!